Simona Halep a explicat să aleagă să renunțe la vechii colaboratori și să lucreze doar cu oamenii antrenorului francez Patrick Mouratoglou. La câteva luni după ce și a luat rămas bun de la Virginia Ruzici, managerul cu care a lucrat aproape întreaga cursă, Simona Halep a dezvăluit motivul din spatele acestei decizii. Virginia Ruzici a luat-o pe Simona Halep sub aripa ei de protecție în timp ce era adolescentă. Dar Simo a înlocuit recent Virginia Ruzici cu Nina Wennerström aleasă, o aproape de Patrick Mouratoglou. Simona Halep în momentul adevărului. De ce Virginia Ruzici a spus la revedere și înconjurat de oamenii antrenorului francez? Halep a luat, de asemenea, un partener de luptă, un fizioterapeut și un nou manager de comunicare, toate sunt franceze, recomandate de Mouratoglou. România a vorbit despre noua sa strategie, pentru a fi înconjurat doar de oamenii lui Patrick, totul este Mouratoglou acum. Echipa este 100% Mouratoglou. Totul din jurul meu are de a face cu academia lui și el. Am gândit că voi ajunge cu tenis la vârsta de 30 de ani, dar acum am început un nou capitol frumos și mi-a plăcut. Voi vedea cât de bine voi fi în viitor. Simona a mărturisit la conferința de presă din Washington. Am avut încredere în Patrick Mouratoglou din prima secundă. De asemenea, Simona a mai declarat că Patrick și a câștigat încrederea foarte repede. Da, am avut încredere în el încă din prima secundă. Știa ceva despre el înainte, nu a vorbit niciodată până nu am plecat la Academia sa în aprilie. Atunci totul este nou. Dar am încredere el și cu mine ne simțim în siguranță. Vom vedea, a spus fostul lider WTA. Simona Halep a încheiat anul acesta colaborarea cu Virginia Ruzici, un manager cu care lucrează de 14 ani, anunțând că are un nou colaborator. A fost o călătorie fantastică. Aș dori să mulțumesc Virginia Ruzici pentru livrarea ei, nu numai profesionistă, ci și ca prietenă apropiată. A fost o experiență incredibilă împreună, 14 ani și o adevărată încântare de a lucra cu ea. Voi aprecia întotdeauna prietenia noastră. Acum aș dori să salut un nou membru în echipa mea. Sunt încântat să vă anunț că voi lucra cu Nina Wennerström și cu echipa agenției sportive. Simona Halep a scris pe rețelele de socializare. Halep a dat cărțile pe față și în ceea ce privește separarea lui Darren Cahill. Simona Halep a dat cărțile pe față în Statele Unite, româna care oferă detalii necunoscute despre separarea antrenorului australian Darren Cahill. Halep a spus Darren Cahill.